Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Sfatul Psihologului. În această ediție aș dori să continuăm ceea ce am început să vorbim data trecută legat de comportamentul copiilor din cadrul cuplului și legat de anumite tipare de comportament sau atitudini pe care copilul le manifestă și care aparent par inexplicabile pentru familie. Spuneam data trecută că în momentul în care la un copil apare un comportament deficitar, un comportament nedorit de familie, indicat ar fi să ne uităm puțin ce se întâmplă în cadrul familiei, în cadrul acelui cuplu, pentru că acești copii au tendința să manifeste la nivel corporal, la nivel comportamental, ceea ce nu pot exprima verbal datorită faptului că nu au suficient dezvoltate mecanismele cognitive, ceea ce ține de gândire și de limbaj, și atunci manifestă într-o formă simbolică, fie prin joc, fie prin comportamente deficitare sau anumite tipare de acțiune care apar inexplicabile la o primă vedere pentru familie. În momentul în care vorbim despre copii și despre relațiile din familie, este foarte important să amintim ceea ce se numește teoria atașamentului. Știm foarte bine că, și folosim acest cuvânt foarte des, știm foarte bine că în momentul în care există o relație deosebită cu o anumită persoană sau cu mai multe persoane din cadrul social, vorbim despre a fi atașat de cineva, de a ține la cineva, de a manifesta anumite emoții sau sentimente față de cineva anume. Același lucru se întâmplă și în ceea ce privește copiii, numai că în cazul lor această formă se definește ca fiind un atașament foarte puternic care se realizează în cadrul cuplului cu părinții, în special cu mama. Teorii mai noi susțin faptul că acest atașament este foarte important, luând în calcul și perioada de sarcină anterioară nașterii copilului. Cu alte cuvinte, este o perioadă foarte lungă de timp pe care copilul o petrece în dependență reală și împreună cu mama. De aceea pot apărea în cazuri de adopții sau în cazuri în care copilul este abandonat, pot apărea acele tulburări de atașament în momentul în care se strică, se schimbă relația de apropiere față de mamă. Inițial se considera că un copil poate dezvolta un atașament față de orice persoană de îngrijire, indiferent dacă este o mătușă sau o bunică. Acest lucru se întâmplă numai în momentul în care copilul nu găsește în mamă acel suport care definește atașamentul și atunci se orientează spre o altă persoană. Dar, cum spuneam, chiar și în cazurile copiilor adoptați, se poate considera o perturbare a atașamentului, tocmai datorită faptului că legătura cu mama a fost foarte strânsă pe o perioadă foarte lungă de timp. Chiar dacă acești copii sunt adoptați sau sunt luați în familie la vârste foarte mici, de o lună, două luni, luând în calcul perioada de sarcină anterioară, tot putem considera că este aproape un an de zile în care copilul a petrecut-o cu mama. De aceea pot apărea modificări de comportament, pot apărea anumite disfuncții care nu sunt observabile imediat, dar care în timp pot declanșa anumite acțiuni și comportamente inexplicabile pentru părinți. De asemenea, foarte important este să reținem faptul că această teorie a atașamentului precizează că în momentul în care s-a format un anumit tip de atașament între copil și mamă, acest tip de atașament va fi dus în relațiile ulterioare ale copilului, inclusiv adolescență și vârsta adultă. Cu alte cuvinte, dacă atașamentul este deficitar sau este perturbat între copil și mamă, acel copil devenit adult va avea tendința să intre în anumite tipuri de relații în care atașamentul va fi perturbat sau deficitar. Odată cu rol reparator, în al doilea rând, se va întâmpla acest lucru pentru că aceasta este zestrea pe care copilul a învățat-o, este ceea ce a primit el ca și mesaj în ceea ce privește atașamentul și relațiile de apropiere, de iubire, de împărtășire, de empatie. Prima relație este evident cea cu mama, ulterior acest tipar va fi dus inclusiv în celelalte relații în care copilul devenit adult va avea tendința să intre.
Faptul că acest fenomen al atașamentului există cu adevărat, îl vedem mai ales atunci când procesul de atașament este întrerupt sau stagnează. Atâta timp cât ne simțim în legătură cu cineva, acest lucru ne se pare firesc. Abia când pierdem o legătură esențială, observăm cine și ce anume ne lipsește, ce rol a avut acea persoană în viața noastră, ce a completat, ce a avut tendința să atragă. În momentul în care acest atașament se rupe, simțim o violentă agitație interioară. La copiii mici, aceste despărțiri duc direct la o reacție de stres și la frica de a fi părăsiți. Imediat încep să fie neliniștiți, să plângă, să protesteze când mama iese din câmpul lor vizual. Într-un caz normal, acest comportament declanșează mama impulsul de a se dedica din nou copilului prin apropiere vizuală, contact fizic sau cuvinte liniștitoare care pot potoli acest sentiment de frică a copilului. O mamă cu structuri de atașament intacte este neliniștită atunci când trebuie să-și lase singur copilul dependent. Acesta este motivul pentru care ceea ce vor cel mai mult să evite copiii este o despărțire mai lungă de mama lor. Ele aduc în copii cea mai mare excitare emoțională. Un copil care este lăsat singur parcurge diferite stadii ale sentimentelor și aceste stadii au fost analizate, dezbătute în studii specifice, din care s-au extras anumite concluzii, respectiv reacțiile care apar sunt acelea de frică și panică. Frica este pentru copil sentimentul primar după o despărțire și pierderea amenințătoare de data aceasta a atașamentului față de mamă. De aceea apar comportamente de genul plânge, strigă în speranța de a-și recăpăta astfel mama pe care nu mai vede. Este o frică profundă care seamănă cu frica de moarte, cea pe care o simte copilul în momentul în care este lăsat singur. Dacă ne gândim că în natură puii care sunt lăsați fără protecția mamei nu ajung să supraviețuiască, putem înțelege mai ușor acest sentiment de frică ca avându-și rădăcină într-un sentiment de extremă amenințare existențială. O altă reacție este cea de furie și supărare. Este a doua reacție a copilului la o despărțire, protestul împotriva lăsării singur. Furia și supărarea conferă cererii sale ca mama să se întoarcă, dar dacă mama nu se întoarce, acest protest este zadarnic, după un anumit timp încetează de la sine. O altă reacție este aceea de disperare și apatie, în a treia fază. Copilul este epuizat din cauza eforturilor de a recăpăta contactul cu mama lui. Se poate văicări, poate plânge, poate scânci, până când îndurerea sa provocată de despărțire în cele din urmă se retrage în sine, apoi poate reacționa din ce în ce mai puțin la lumea din jur. În această situație, pericolul stingerii voinței de a trăi este foarte mare și puteți spune că acest copil se află într-o stare de depresie extremă. După această treaptă a disperării emoționale și a retragerii emoționale ca mecanism de supraviețuire, urmează o deplasare a durerii sufletești în corporal, durerea sufletească este împinsă în corp, tensiunea sufletească trece într-o tensiune corporală. De ce? Pentru a nu mai fi resimțit atât de puternic la nivel psihologic. Dezavantajul este că acum această durere se exprimă prin încordare fizică și crispare și pe o durată mai lungă la boala cronică, de exemplu apăsările în piept, durerile de cap sau durerile de spate persistente. Cauza durerii sufletești nu mai poate fi din acest moment accesibilă trăirii conștiente. De aceea este important ce spuneam și în edițiile anterioare, dacă un om care s-a îmbolnăvit în acest mod caută rezultate în lumea medicală, aceștia nu pot elimina tensiunea prin tratamente vizând corpul, ele pot fi ameliorate, dar important este această analiză psihologică pentru a se găsi factorii psihologici din spatele afecțiunii care aparent dă manifestări, dă simptome somatice. O serie de cercetări care și-au făcut un renume în această teorie a atașamentului au introdus experimental situația străină. Acest experiment clasic cercetează tipul și calitatea comportamentului de atașament al unui copil, iar el se desfășoară după un anumit tipar. Rezultatele cercetării deosebesc trei tipuri de atașament. În primul rând, copiii cu un atașament sigur.
Sunt acei copii care caută și păstrează apropierea de mamă în momentul sau în urma unui stres, de pildă la plecarea și la revenirea ei. Lăsat singur manifestă supărare, mulțumire care se leagă în mod clar de lipsa mamei. Și în această situație, persoane străine care încearcă să o înlocuiască pe mamă și să-i consoleze nu pot interveni. Când mama se întoarce, o întâmpină cu vivacitate și caută un contact intim corporal cu mama, mângâiere din partea ei, se apără împotriva desprinderii de brațul mamei. O altă categorie de copii sunt acei copii cu un atașament anxios evitant, caută și mențin contactul cu mama, dar se opun tentativelor de contact și interacțiune din partea mamei, plâng tare și sunt furioși când sunt lăsați singuri cu persoane străine, dar și când se întoarce mama. În durerea lor provocată de această despărțire, nu se pot hotărâ dacă vor să meargă la mamă sau nu vor să meargă la mamă. Sunt dezamăgiți pentru că au fost părăsiți și ar vrea să se scutească implicit prin aceasta de noi dezamăgiri. În conflictul lor decizional oscilează între dezamăgire și dorința de consolare. O altă categorie de copii sunt acei copii cu un atașament anxios rezistent. Copiii care la întoarcerea mamei evită în mod izbitor să fie în apropierea ei și resping ofertele de contact în episoadele de reîntâlnire, întorcându-se cu spatele, privind în altă parte, trecând pe lângă ea, eventual orientându-se spre altcineva. Când sunt luați în brațe, abia dacă se agață de gâtul mamei, nu se opun dacă sunt lăsați jos. Lăsați singuri nu par triși, mai degrabă sunt supărați pentru că sunt lăsați singuri. Mama și persoana străină sunt tratate aproape egal. Acești copii s-au hotărât să se retragă, nu mai așteaptă nimic pozitiv din partea mamei și au amputat, am putea spune, sentimentele dureroase și de aceea nu mai sunt în contact cu teama, furia și tristețea lor. Potrivit cercetărilor, aproximativ 50-60% dintre copii vădesc un comportament de atașament sigur, în jur de 40% sunt anxioși evitanți și 10-20% manifestă acel comportament de atașament anxios rezistent în care pune semnul legal între revenirea mamei și o altă persoană de îngrijire. În urma acestor cercetări s-a mai adăugat un alt tip de atașament, respectiv acel atașament dezorganizat. Copiii cu acest tipar manifestă situații de despărțire și revedere, asemenea tipare comportamentale, încât aleargă spre mama lor, iar la jumătatea drumului se opresc, se întorc, fug de mama lor și măresc distanța față de ea. Mișcările lor se pot opri în timp ce se desfășoară sau pot îngheța aparent. În plus, se pot observa tipare stereotipe de mișcare și comportament. Pun acest comportament de atașament dezorganizat poate fi pus în legătură cu pierderile traumatice ale copilului sau cu situația în care el este traumatizat de către părinți în situații de abuz fizic, de abuz emoțional. Această clasificare a atașamentelor nu este absolut foarte strictă, dar ajută foarte mult pentru a putea observa atitudinea copilului și a o încadra într-un anume tipar, într-una din aceste categorii, pentru a putea realiza o clasificare și a putea realiza o corectare a comportamentului persoanei de atașament față de copil. Este important să reținem acest aspect că mama este acea persoană de atașament a copilului. Evident că prin această afirmație nu excludem rolul patern din educarea copilului și din relația cu copilul. Și acesta este un tip de atașament aparte, studiat în psihologie, respectiv atașamentul patern al copilului. Este important să știm importanța acestor tipare de atașament care pot fi duse în relațiile copilului devenit adult. De ce? Pentru a evita anumite teste la care putem să-l supunem pe copil, anumite încercări să vedem dacă ne simte lipsa sau nu ne simte lipsa, cum se poartă față de noi, ne caută, nu ne caută. În situațiile în care mama este forțată sau obligată să plece, este foarte important să se aplice anumite tipare de comportament, anumite strategii pentru ca acel copil să rămână cu ideea securizării și a reîntoarcerii mamei. Evident că acest lucru nu este posibil atunci când mama dispare în anumite condiții traumatice, fie decedează, fie este forțată să părăsească acest copil. Și este important să știm această istorie tocmai pentru a putea lua măsurile de rigoare în ceea ce privește securizarea copilului și reașezarea, reconstruirea
construcția relațiilor de atașament. Fiind forme primare de apropiere față de ceilalți, nu se poate interveni de foarte multe ori decât prin intervenție specializată, pentru că spuneam, ele nu sunt accesibile la nivel conștient, dar sunt utile acelor părinți care vor să studieze, vor să observe aceste tipuri de atașament al copilului pentru a putea redirecționa sau a putea dirija mai departe, a putea observa dacă există o problemă sau nu, sau a oferi explicații anumitor comportamente ale copilului.